Apropo de suferință și apropo de Dumnezeu care cum de permite lucrurile astea, cred că dintr-o perspectivă absolută, dincolo de dualitate, bine sau rău, lucrurile, da, nu sunt bune sau rele, sau ce se întâmplă acum, chiar dacă este multă durere, suferință este pentru că așa vede ego-ul, că e ceva care nu se întâmplă conform planului. Dar cred că totul este creat de funcție de legea karmei, legea cauzei și efectului, și ce trăim acum, da, cred că este o karmă colectivă, chiar la nivel de planetă, pentru că, da, s-au plantat, cu toții am plantat aceste gânduri, aceste acțiuni, chiar și multe la nivel de gând, de violență, de lăcomie, de răutate, de toate lucrurile astea, și acum bineînțeles că ele ies la rodesc. Și e clar că în dimensiunea subtilă este un război mult mai acut decât putem noi vedea cu ochii fizici, cel puțin. Însă Pământul și planeta are tendința de a ajunge din nou la homeostază, la echilibru. Da? Și tocmai de asta toate provocările pe care le înțelegem noi ca provocări în era actuală, cred că sunt de fapt un mod natural de a reveni la homeostază, de fapt pentru că ne-am pierdut pe drum în toată această goană nebună către, după ce nici noi nu știm, ca omenire, în căutarea așa zisei fericiri. Și eu cred că e un lucru sănătos, chiar dacă e provocator. Na, poate suna ciudat ce spun acum, dar eu cred că ca și un organism uman care trece printr-o boală, boala în sine nu este un lucru rău. De fapt, este calea către însănătoșire. Și da, eu așa cred că după această perioadă de tranziție, cum o numesc, va veni o perioadă mult mai luminoasă pentru umanitate. Și de reîntoarcere la valori, la Dumnezeu, la comunități, pentru că vedem multă dezbinare, multă separare și, na, eu cred că e de bine. Oricum nu depinde de noi, cum spuneai și tu, discutam înainte, face parte din planul divin, important este cum lucrăm și, de fapt, cum ne aliniem, cum ne facem procesul în această perioadă, care poate fi o oportunitate foarte mare de evoluție. Sau din...